Astăzi, 21 ianuarie, celebrăm Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Ideea a fost lansată în 1986 de un pastor american. Specialiștii au putut demonstra că în urma unei îmbrățișeri nivelul oxitocinei crește, iar cortizonul scade, fapt ce duce la întărirea sistemului imunitar, ameliorarea depresiei și scăderea tensiunii arteriale. Elevii de gimnaziu și liceu se pot înscrie până pe data de 6 februarie la concursul Comisiei Europene Jan Amos Comenius, premiul pentru excelență în predarea cunoștințelor despre Uniunea Europeană. Premiul este în valoare de 8.000 de euro. Scopul premiului este de a încuraja, de a recompensa și de a oferi recunoaștere și vizibilitate activităților școlilor care îi ajută pe elevi să dobândească cunoștințe substanțiale despre Uniunea Europeană și o înțelegere profundă a acesteia. Jandarmii olteni au asigurat pe parcursul întregului an 2019 paza a 16 obiective de importanță deosebită pentru activitatea statului. 5 instanțe judecătorești, 5 parchete, Serviciul de Probațiune Olt, Camera de Conturi, Trezoreria Slatina, Instituția Prefectului, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale și Inspectoratul de Jandarmi. Concomitent este asigurată menținerea ordinii interioare necesare desfășurării în condiții de normalitate a activităților la instanțele judecătorești în cele 12 săli de judecată, cu extinderea dispozitivului de pază și în exteriorul acestora. Aviz petrecăreților gălăgioși. Poliția atenționează că s-au adus noi modificări la legea 61 din 1991. Cei care dau o petrecere între orele 22 și 8 sau 13 și 14, iar vecinii deranjați sună la 112, sunt sancționați cu amendă de la 500 la 1500 de lei. Repetabilitatea se sancționează cu amendă de la 2000 la 3000 de lei. Până la finalul lunii va fi realizat registrul agresorilor sexuali. Astfel, în baza de date vor apărea toate persoanele care au fost sancționate sau condamnate pentru 15 tipuri de infracțiuni sexuale. Printre ele se numără violul, agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor sau pornografia infantilă. Cei care intră în contact cu copiii sau cu persoane vulnerabile vor trebui să prezinte un certificat de integritate comportamentală la angajare.